Aolea, te piși pe tine de râs. Ia hai să vedem cum facem. Îmi trebuie o lumină. Lumină din lumine. Voi face ceva original. Ceva fenomenal. Istoria familiei mele și eu că sunt egoist, ca orice artist și ca orice om. De pe ce acest pe mâine. Vă voi arăta niște poze, fotografii. Dar nu le aranjăm nicio ordine alfabetică. Uite-o pe mama ce frumoasă e. Și e cu o rudă de aici, și aia frumoasă. Ia. O vezi pe mama? E unice originală e? Era cea mai frumoasă. Cred că e la cunia ei. Originală de mama. Mama mea. Aici trece. Nu e în ordine curriculum vitae. Aici eram noi mici. Doi copii mici. Dar o să vezi când eram și mai mici, te piși pe tine de râs, eu cu sora mea. V-am mai spus. Eram la mare. Băieții se lasă în pula goală. De ce? Ca să învețe. Că vorba la francezul ăla. Cea mai scumpă prostituată e nevastă ta. Și el trebuie să se învețe de când e copil mic. Bă, așa. E, că ăla o ia aia cumva îl lasă în pula goală. Bă, am fumat țigare. Sper să nu mă decepționez. N-am fumat. Adică o fumez acum. Mă vezi pe mine, a vrut mama să o lase și pe sora mea. Ca să ne bronzăm frumos. Eu sunt cu sora mea. Dar uite, eu totuși zâmbesc. Deci să mă uit la fotografie. Eu zâmbesc, sunt în pula goală. Am puța goală. Mamă, ce... Ce corp de Billy the Kid avea. Și sora mea avea niște kilos normali. N-avea slip. Ea avea și slip, dar atunci în ziua aia avea chiloți. Sora mea avea botoșii în picioare, ca să nu înțepe nisipul la picioare. Nu. Ea era mai... Era fetiță. Și a tras mama de chiloți ei. Da, stai puțin că a modelat-o cum ar veni. I-a făcut chiloții gogoșari. Din cu chiloți normal. Că asta trăgea de chiloții sus. Aia trăgea așa. După aia când ne-a fotografiat ăla, băi, s-a făcut asta de căcat. S-a făcut chiloți gogoșari. Deci mă vezi pe mine când eram mic. Aici eram totul mai mare. Și ne-a pus băscuțe. Uite, eu eram marinelul. Așa, porta copiii. De-alea, băscuțe de marinel. Și sora mea avea pleașcă de... de nu știu ce dracu era aia. De... nu știu ce pălărie asta. De-aia, ca să nu ia ochii soarele. Eu aveam băscuță, dar eu sunt mândru. Îți dai seama, ce copil tâmpit. Se vedea, de fapt, geniul. Că sunt pitul de artist de pe atunci. Stau în pula goală, dar totuși sunt mândru. Asta nu. Avea protecție, chiloți originale. Nu mă lăsa pe mine așa. Dar eram doi copii frumoși. Dar uite, eu aveam totuși burtihan. Eram Gingis Han. Eu uite cum arătam totuși. Acum nu mai aveam căpățâna chiar atât de mare ca atunci când eram mic. Că aveam corpul mic, acum am început să-i corpul cât de cât să mai încrescă mare și părea că n-am căpățâna mare. Eu uite cum stă, zici că zici, semăn cu Bran, ăla din Stan și Bran. Că totuși am burtică. Ia uite ce sex simbol original. Și uite acolo aveam păturica, uite aveam cola cu de salvare, nu zic pula mea, făceam cu el, că nici nu-l luam, eu mergeam pe la fund. Era popular, nu, îmi plăcea să merg la fund, să-ți perigă aici. Că eu mergeam pe sub apă, că puteam să-mi țin respirația mult. Și acum, tot că sunt fumător.
Și mergeam așa ca submarin. Și când ieșeam, ăia se jucau volei. Când ieșea un copil cu căpățâna, ăia, păi iar intra la fund. Ia uite. Deci, originalul eu sunt, ăla-mi pula goală. Sor mea, vezi, are chiloții gogoșari. Ia uite, mamă, ce mișto e. Mamă, dar vezi că sunt șmecheri, ia uite cum mă uit. Exact ca un actor, mamă, cum a prins infantaneu. Sau așa, șmecher. Ah, mă doare în pulă. Sor mea, o țin pe sor mea de mână. Asta, tocmai știi de ce stă cu capul în jos așa supărată? Că mama vrea să-i dea chiloții jos. Și încă era supărată sor mea, ca să ține supărarea mai mult. Și încă era supărată și era nervoasă că ea a vrut chiloți. Până la urmă a lăsat-o. Bine, stai cu chiloții pe tine, dar acum erau gogoșani. Aici v-am mai zis eu. Aici este unchiul. Cu soția lui. Uite-l pe unchiul, vezi ce frumos e? Ăsta a inventat aia cu neamul nostru, ăla frumos, subețivul și puturos. Aici era tânăr, era un timiu bășcălosul, dar aici, fiind la cununie, era serios. Poate putea, omul era foarte inteligent, dar era miștocat. Uite, că seamănă cu Gheorghe Hagi. Cu toate că genotipic sunt diferiți. Uite, cu cine seamănă un timiu? Cu Gheorghe Hagi. Așa. Acum să vezi diferența de căpățâni. Aici era bebeloam căsor mea. Eu aici deja începusem pula mea să învăț să citesc la unul singur și după m-am apucat să citesc. Ia uite câtă căpățână am eu când eram mic, că aveam corpul mic și eram beliojat. Mă uitam, ne-a făcut fotografie, stăteam amândoi, sori mea era scâncitor așa, că era bebeluș, uite, tot deja bebeluș. Are capul normal, am fășat-o mama, uite, zici că e pufuleț, mama. Și țineam, și acum ținem unul la altul mult, dar avea părul scurt. Ea... Că era chiar bebeluș, era în primele zile de bebeloancă. Ea vedea pe ăla când ne-a fotografiat, cred că tata, că avea un aparat de fotografie, tata ne-a fotografiat. Se uita și ea, eu, ce pula mea le face. Ia uite aici câta căpățână are băiatul, acum cât de cât. Și totul sunt la nume. Mama săracă când îmi cumpăra costume sau asta, băi, eu sunt la nume. Se pare că nu sunt la nume. Că totuși am căpățâna mare. Dar ia uite aici, să vezi cât a căpățâna să-mi va pula. Că de-aia m-a dus tata la medic, credea că am hidrocefalie, dar putea să uite la ochii mei, că eram deștept. Dar era totuși frumos, dar uite căpățâna aici, frate. Ia uite. Uite cât a... Câta Halloween-ul să-mi va bula, ia uite mă, ia uite cum stăteam, ia o mamă, și eram în cămașă de pârnăiași, cum purta ăia în America. Ia uite, sor mea era, mamă, o primenise mama, a pus-o în scutec misto, și eu eram trist de pe atunci, că așa era un copil, copii care gândesc prea mult, sunt cam triști. Și îmi făcuse tata freza mișto, stăteam cu freză de aia. E, totuși era mai mare, că nu mai aveam părul roșu, nu se negris. Că se vede totuși, dar e așa castaniu, că se vede Ungria, așa, știi? Așa, hai să trecem la altă tasă. Aici eram eu. Deci părinții mă iubeau, aide. Eram șmecher, m-am dus pe basculantă. Și aveam pistol și eram șmecher. Din basculantă îmi luasem și pistol. Pe mine mă cam plictiseau jucările, dar ăștia am luat jucării. Tu știi câte jucării îmi luam? Eu le desfăceam, le montam de nou, că câteodată nu-mi convenea de ele, știi? Dar totuși încă aveam căpățâna mare. Era în aceeași perioadă cu poza asta. Că eu cred că în aceea zi ne-a făcut, știi? Pozii. Uite, vezi că sunt îmbrăcat la fel. Și uite câte căpățână. Eram basculangiu.
Intrasem într-o basculantă, așa îmi plăcea mie și tata a zis, bă, dacă îi place lui ăsta. Dar vezi că are o frânghie, mă trăgea ăștia pe acolo, uite, era frumos pe acolo, aveam un cerceaf de la mișto, în sfârșit, ia uite, noptire ca lumea, era mișto. Și ia uite, pe băiat, stăteam așa, tata, stai așa, fii mișto, fii fotomodel, fii tu, eu, aolo, beliner pula. În gândul meu credeam, ia uite mă, trist rău de tot, aoleu, bascula mea, mă, bascula, banuscula, vai de scula mea, aaa. Aici eram la țară, tot copilnicii. Sunt eu cu Vărunii și cu sorba. Ea a început să încă să meargă de-a bușii, așa se zice. Era copil mic. Era blondie când era mică. Încă început să-i crească foci. Aici avea mușețăr. Aici e casa bătrânească. Și era frumos. Are veranda, așa se spunea, holul de la intrare. Asta e mămăița. Mămăița era cam astenică. Avea temperament sanguin. Făcea toată ziua treaba. Ăsta, din partea asta, sunt eu ăla frumos. Eram cel mai frumos. Uite-l și pe Vărâmiu. Ăsta avea flăci mai lungi, ea cam supărat. Ăsta, așa, să-l vezi de ori. Vărâniu, și uite-o pe ăla, stă așa, tata ne-a făcut poze. Ai, bă, măcar să aveți și voi câteva poze, că avem doar câteva poze. Dar era frumos și eram cu mămăiță. Auzi, vezi? Ăsta, la altul, mă recunoști, sunt eu. Uite-o pe sor mea, acolo era un măr. Copacul ăla, e un măr. Mă urcam eu în mărul ăla, poate că era cam la sol, era un măr verde, poate, nu știu. Uite și pe vârme și tu pe mămăița mea. E slabă, nu că nu mânca, dar făcea multă treabă. Era tare. Așa. A, mai am pasta în dublu exemplar ca să nu uit că stăm pula ăla. Cam atâta. Și mai mult de atât.